Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Producția a fost criticată dur de anumite persoane din mediul online, dar și de câțiva experți în cinematografie. Cristian Tudor Popescu, jurnalist și critic de film, nu a avut o părere deloc bună despre team building. Micuțu a reacționat față de critica acidă a lui CTP. Iată ce a declarat comediantul. Comedia Team Building a devenit cel mai de succes film românesc din ultimii 30 de ani. Nu am ce să-i spun domnului Cristian Tudor Popescu pentru că dânsul este întitlet să aibă o părere despre filmul acesta pentru că, din câte știu eu, este o ocupație dale dânsului să fie critic de film. Cum nici doamne Irina Margareta Nistor nu am ce să-i spun, dar m-am bucurat că m-a sunat și m-a felicitat pentru rol. Nu este scopul meu să educ oamenii, să educ copiii, asta fac părinții și școala. Eu distrez oamenii. Nu știu cum s-a ajuns la mesaje în care mi se cere să mor, a mai spus Micuțu. Surprindeam oamenii la finalul filmului, cu echipa de actori, și vedeam oamenii care aplaudau în picioare la final, oamenii aceștia există. A conchis Cosmin Nedelcu. Cristian Tudor Popescu a spus, sunt întrebat de ce nu spun nimic de filmul românesc Team Building. Mai ales că scriu alții despre el pe net și pretind că aș fi scris eu, există un răspuns, l-am văzut până la jumătate, acasă, pe computer, și a trebuit să mă opresc pentru că se umpluse încăperea de maimuțe antropoide care râdeau. Nu de film, râdeau de mine. Dacă aș și scrie ceva, orice, despre team building, cred că primatele ar începe să mă scuipe. Ce ziceți, am pierdut mult că nu l-am văzut pe tot, știu să apreciez și un film popular, făcut pentru publicul larg. Cu condiția să nu fie TMP, gros, slinos și gratuit porcos. Republic ce am scris despre un alt building, Love Building, al Iuliei Rugină, în care, ce să vezi, acțiunea se petrece tot într-o tabără pentru adulți împărțiți în echipe, a clarificat Cristian Tudor Popescu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.